Salut și bine ai venit la un nou episod de Roblox Tycoon. Roblox Tycoon, dacă vă mai aduceți aminte de episoadele cu Roblox Tycoon, dar full screen e dat pe on, a fost și eu la masă. Da? Pardon? Și am lăsat aici să facă și... Am să dau sunetul, înțeles. Da. Am destui bani, cât am fost eu la masă. 750, bine. Avem destui bani. Intrarea, da 1000. Floor carpet. Aici nu o să umblăm deloc. Adică o să iau chairs and table, chairs and table, chairs, pilar, chairs. E un perete. Așa. Brac and table. Sper că am destui bani. Super. Am zis că nu să le cumpăr, dar totuși le cumpăr pentru că am extrem de mulți bani. Și avem bani să le cumpărăm și casierii. Nu mai avem. Scuzați-mă, dar o să dau mult la tot jocul pentru că nu este pe stereo și se tot aude un bâzâit și se aude... Da, am cumpărat destul de multe lucruri. Facem destul de rapid bani. Da, o să sărim pe aici. Te rog, lasă-mă să sar pe drop-uri. Da, deja 2000. Deja ne-am mărit la 2702 bănuți. Da. Da, sper să se audă. Episodul trecut a ieșit de vreo 15 minute. Casier 1500. O să... Da, asta atât de scumpă. Serios. 1500. De casierul nostru. Acceptă. Acceptă. Dar trebuie să facem. Ce am cumpărat? Un casier, dar nu înțeleg. V-am spus mai multe episoade. Dacă vă mai aduceți aminte de seria, adică presupun că a fost mai devreme episodul. Nu știu în ce ordine o să le pun, dar o să le pun în ordine. Și este episodul 2. Vor fi aproximativ 3 episoade. Probabil ați văzut. Astăzi e joi. Nu voi posta în weekend. Cum v-am mai spus, sunt plecat. Aici avem un casier care se va arăta cum arată. Deci, ziceți că închide ochii. Deci, că doarme la servici. Uite, o să fac un fel de miniatură la YouTube, ceva de genul ăsta. Nu. Uite. Uite, așa. Dar cam să vă faceți o idee cam cum arată casierul. Zici că doarme. Păcat că nu te poți urca. Și ce? Ad? Să că dau ad, se întâmplă ceva? Casierul se mișcă? 5. Remove. Bine, presupun că îți vin clienți aici și poți să îi servești. De exemplu, eu sunt clientul, adică patronul, adică directorul, cum ar veni. Să-mi spuneți în comentarii dacă ați mâncat vreodată la McDonald's, eu da. De câteva ori, de una sau de două ori. ...3722 de bănuți. 500, hai să cumpăr peretele 2. Și peretele 3, tot 500, hai să-l cumpăr. Ce e? De la Mac Cafe, dar
Scoate-mă dacă am răgâit mai devreme. Acoperișul? Nu, nu. Avem mai multe acoperișuri. Ia-i parcarea. Uite. Buy parking. Cât ne trebuie? Ne trebuie 1500. Sigur că o să cumpărăm. Parcarea. Super. Și ești cu mașina frumos. Parchezi. Cred că sunt singurul care are parcare. Așa pare. O să dau cu zoom. Să vedem. Mai are cineva parcare. A, și vecinul nostru și cel de acolo. A, și cel de aici. A, deci toți avem parcare. Da, doar că știu când am fost la vecinul nostru, nu avea parcare. Dacă tu te uiți la clip, nu uita să-mi dai și un like, adică tu care ești lângă noi, dar nu cred că ești din România. Tot ce e? Cred că e de la Mac Drive. Nu, se leagă acolo, știu. By Drive. 5.000. McDonald's logo 500. Destul de ieftin. Și avem McDonald's logo. Adică, uitați-vă. Și voi lucrăm la McDonald's. Avem McDonald's logo aici. De cât îi filmez? Să verific. De 6 minute? Îmi pare rău că se vede. Și am uitat să dau pe full screen, dar am dat acum. O să... acoperișul 1. Sigur că o să-l cumpărăm. Acoperișul 1, cumpără-te. Dar nu înțeleg ce este cu acest acoperiș. Și nu acoperă toată zona. Dar ne vedem toată compania. Nu o să cumpăr cu Robux, pentru că eu nu bag niciun ban real în niciun joc. Așa. Aici. Și ne facem autocollect, cred. Am dat peste microfon cu mâna. Scuzați-mă. Să ne mai dăm o dată checkpoint. Aici. Da? Așteptăm să se facă mai mulți bani. 13. Așa, după cum vedem, avem deja 3674 de bănuți. A intrat tatăl meu în cameră, deci eu sper să nu se fie auzit nimic. 3857 de bănuți. Am mai terminat odată tycoon-ul, doar că ieșise un episod de 50 de minute. Și nu aveam cum să-l împart, pentru că eu nu prea editez așa de detaliat clipurile, înțelegeți. Le editez, dar nici eu. Apăsam B2 și nu înțelegeam de ce nu merge. 5461. Hai să... și asta este 68, 81. Mai avem un pic până la 5000 de bănuți. Hai să colectăm. Ar fi să se oprească la 99. 50, 73, 5026. Hai să vedem ce cumpărăm aici, pentru că nici eu nu știu ce cumpăr. Ce am cumpărat? Că nu-mi dau seama. La Mac Drive? Zicea ceva de Mac Drive. Nu e cafe, dar nu am. Mac Drive-ul unde? E acolo. 500. Hai să colectez banii, să cumpăr și logo-ul. Haide, dăm toți bănuții. Păcat că nu pot să fur bani de la jucători. Mac Cafe. Și avem acum și logo-ul. Mac Cafe, dar unde e logo-ul Mac Cafe? Aici? Acolo sus. Adică aici, Mac Cafe. Am cumpărat ceva sus, n-am văzut. Nu m-am uitat. Dar vă arăt acum, dar nu e ce am cumpărat. Am avut impresia că am cumpărat aici, dar da, noi am cumpărat. Este un stâlp în mijloc. Nu înțeleg ce rol are. Mă duc să văd cât ne costă casierii. Adică toți casierii, pentru că vreau să-i cumpăr pe toți. Îmi place să mă joc din first person, nu așa,
destul de greu să te obișnuiești, dar dacă te-ai obișnuit, deci 1000 pentru un casier, 1000 pentru un casier și ne trebuie 2000 de bănuți. Da, eu nu, v-am spus, eu nu cumpăr cu Robux. O știu că vorbesc destul de mult în clipuri și s-ar putea să terminăm Tycoon-ul, dar nu știu. Mi-a spus un abonat, adică un coleg de-al meu, care este abonatul meu, să postez niște joculețe, cum ar fi Clash Royale sau, nu știu, Robux. Și avem nevoie de 3000 de gold, 2000, pardon. Și am dat coleg și haideți să ne ducem să-i cumpărăm. Pentru că 1000, nu, deocamdată nu. Ne întoarcem imediat și cumpărăm și acolo. Păcat că nu pot să dau stop la OBS și ar fi destul. Deci mi-e chiar să dau stop, dar nu se poate. Deci încă un casier care doarme la serviciu, adică așa pare că face. Uite, o să fac ceva de genul. Scuzați-mă. Uite, să mă bag în fața lui, dă-te la o parte. Deci, zici că doarme la servici. Așa face și celălalt. Și l-a cumpărat și pe acesta. Calculat destul de bine. Ia, dacă-i dau aici, accept. Accept. Știe să facă ceva? Casierul 1. Nu. Cred că el trebuie să ne întrebe. Să ne întrebe pe noi, dar și cum funcționează? Ad. Change. Deci aparent nu face nimic. Trebuie să vină un client, nu putem noi să ne dăm banii singuri. Nu, nu, nu o să-ți dau, deci nu o să îți dau o cerere de prieteni. Adică nu o să te accept ca prieten, pentru că știu că unii dintre voi, adică dacă așa. Eu îți dau ție prietenie, dau la mulți prietenie, și ei îmi dau mie, dar îmi place să dau la atâția. Acoperișul 3, serios? Dar câte acoperișuri ne trebuie? Păi, ce mai e și în partea cealaltă? Nu pot să mă uit, nu? Nu pot să mă uit, nu? Ia. Ia, sunt mai mare. Cred mai e. Nu știu ce acoperi și la ce acoperi. Se referă, dar avem destui bani. McDonald's. Sing. Nu am mai cumpărat odată, dar îl cumpăr. Nu. Și acum trebuie să scrie McDonald's sau ce? Ah, McDonald's. Era logo-ul celălalt, dar... Coleg, facem destul de repede bănuți. Nu am auto-cash. Cu Robux, nu se cumpăr. O să schimb un pic designul pietricelelor. O să le fac un design nu așa de ruginit. Poate așa. Și mai maroni. Și acum am ales maroniu, dar nu înțeleg de ce nu s-a ales. Gata. Și acum, după cum vedem, sunt maroni. O să mai, nici nu mai știu cât costă și cât costă, pentru că eu doar cumpăr într-una la acest icon. Sper să Artemis. Ia, noi câți bani avem? 3000. Avem cei mai mulți bani. Și mă enervează când te prinzi într-un scaun și o sar peste deșghea, super. Aici și na. Mersi, 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 mersi. Cum? Nu mai am bani. Aici trecem prin ușă, nu avem nicio treabă. Ușa nu se deschide, deci pur și simplu treci. Explosion. Hai, doar noi putem să trecem prin ușa și nimeni altcineva. O să mă conectez pe. Uite. A venit cineva. Haide. Haide, du-te în restaurantul meu și cumpără ceva. Haide, te rog. Nu-ți fac nimic.
Skin-ul meu arată așa, Roblox. New follow, yay! Dă-te un follow, să gândi că poate și-i dau și eu. În fine. Colectăm aici. Colectăm aici. Lovely. Noivy. Nu vreau. Nervează când toată lumea simte cerere de prieteni. Ia. Acolo ceva? Se întâmplă ceva acolo? Ia. Accept, trebuia el să dea accept, dar n-am vrut. Acum, am cumpărat un monitor super, dar sunt stinse. 750, eu am destui bani să cumpăr celelalte display-uri, monitoare, sau cum vreți să le spuneți. Da, așa. Freezer, 500. Trebuie aici. De o rampă? Nu mi-aduc aminte de rampa asta, dar nu contează. Cred. Probabil pe aici. Gata, știu ce e aici. Aici e Mac Drive. Aici e Mac Drive. Și vii și îl servești pe acolo. Știu, așa e. Uite, vă și arăt. Sar odată. Îmi place să sar peste deșghia ca să mă duc în capăt și să o iau pe acolo. De cât e episodul, dacă e prea lung, aici îl închei. 16 minute. Destul de mult. Deci cam asta este și cu episodul în care am mai completat acest icon. Nu uita să dai un like, un share și un subscribe. Să-mi lași un coment dacă ți-a plăcut și bine. Și sigur o să vină și episodul 3. Bine, deci noi revedem data viitoare la Tycoon-ul cu McDonald's. La revedere!